Vestea că pensiile și salariul minim pe economie ar urma să crească de la începutul anului viitor a împărțit românii. Pe de o parte sunt cei care se bucură că în sfârșit vor avea venituri mai mari, de cealaltă parte se află cei care se întreabă, așa cum este și cazul senatorului hunedorean Vasilii Căpotecă, dacă vor exista banii necesari de la stat pentru aceste majorări. Actuala guvernare a transmis că își dorește ca până la 1 ianuarie 2024 să fie promulgată legea pensiilor, iar creșterea va fi, în general, raportată la rata inflației, dar nu toți pensionarii vor beneficia de același procent. În egală măsură se discută și despre majorarea salariului minim brut pe economie de la 3.000 la 3.300 de lei. Senatorul hunedorean Vasilii Căpotecă spune că nu știe de unde va avea statul român banii necesari acestor majorări. Din punct de vedere al programului guvernamental, care este suprapus PNRR-ului, ar trebui să discutăm în acest, ca și țintă în PNRR, legea pensiilor. Deci o nouă reașezare a acestui sistem. Adică ar trebui ca aceste pensii să crească în mod natural. Nu ne mai dă ceva. Au furat, domnule, dar ne mai și dă. Aceste corecții care ar trebui făcute pe salarii, pe pensii, v-am spus, nu știu de unde vom lua acești bani.